În primul rând, concentrare, asta e primul lucru pe care, pe care îl văd în echipă, dornici de un nou rezultat bun, optimiști, echipa a reușit să crească ușor, ușor de la meci la meci, asta ne dă speranță din nou că lucrurile se pot îmbunătăți și suntem optimiști pentru meciul următor. Cu siguranță jucătorii au calitate, datoria mea era doar să găsesc calitatea asta, să le dau curajul și plăcerea de a face lucrurile și să-i sprijin în a deveni mai bun. Sunt reguli și o mare parte din ceea ce înseamnă și viața noastră, dar și ce înseamnă jocul echipei, înseamnă ordine și disciplină, asta înseamnă respectarea de reguli. Încercăm să fim cât mai strict cu regulile, dar în același timp să existe o atmosferă foarte bună. Meciul cu Speranța, cum îl vedeți, cum îl percepeți și care este obiectivul? Obiectivul e același pe care ni-l propunem la fiecare meci, să câștigăm, nu avem alte obiective. Suntem zimbru, suntem o echipă foarte bună și asta trebuie să o arătăm la fiecare meci. Da, este o echipă care foarte greu pierd meciurile, au cele mai multe egaluri din campionat, noi suntem pe 4, ei pe 5, este practic un meci de 6 puncte. O echipă foarte, foarte arățăgoasă, cum și-a spus, am avut un meci foarte greu în ultimul meci. Ne pregătim, analizăm adversarul, analizăm punctele puternice, punctele slabe, încercăm să ne folosim de punctele lor slabe, de ale noastre puternice. Deja sperăm într-un rezultat pozitiv sâmbătă. Avem gânduri sigur că numai la câștig, numai la 3 puncte. Știm singur cât de important sunt aceste 3 puncte pentru noi. Este o echipă destul de puternică, are caracter, fiecare din ei joacă de sigur că pentru rezultat la fel ca toate echipele. Au jucători destul de buni, destul de experimentați și cred că o să fie o luptă foarte bună.